dependență ne gândim de cele mai multe ori la droguri și la alcool. Într-adevăr, sunt cele mai des întâlnite. Ambele însă distrug sănătatea. Ambele însă te îndepărtează de familie și te aruncă într-o altă lume, într-un alt univers. Însă, pentru cei mai mulți dintre acești dependenți, de foarte multe ori se poate să se dea apelul de urgență. Bun găsit, sunt Iulia Mărginean și vă invit să urmărim împreună o nouă ediție Apel de Urgență. Băutura bat o vina când apare ea, se întunecă privirile multora, se pierd puterile, se înmoaie picioarele în așa fel încât echilibrul nu mai poate fi ținut. Și așa apar cele mai multe lovituri la cap care trebuie să fie investigate imediat. Fiecare pacient, fiecare urgență de grad roșu sau chiar verde este tratat cu aceeași atenție de medici. Fiecare pacient consumă, deci, un anumit timp. Ați spune, de ce întârzi ambulanța? De ce apare după minute bune de când s-a dat apelul de urgență? Ei bine, fiecare apel este încadrat într-o categorie, iar cele în locuri publice, când starea pacientului se poate agrava, viața îi poate fi pusă în pericol de alți factori, cum ar fi circulația auto, ei bine, acelea sunt și ele prioritare. Așteaptă puțin să... Am dat 1,5 milioane pe el, lasă-mă în pace. Apelul de urgență s-a dat pentru un bărbat amețit peste măsură de alcool. Un trecător l-a văzut exact când și-a pierdut echilibrul în mijlocul unei străzi. Inițial, când am trecut prima oară pe aici, era în mijlocul drumului, conștient. După care, atunci când m-am întors, era în picioare, a căzut din picioare, s-a lovit de asfalt cu capul și păruse că și-a pierdut conștiința. Și tu cunoștință. Ai sunat la 112? Da. Eu am sunat fiindcă una la mână era vorba de sănătatea lui și mai punea și circulația în pericol. Deși inițial a acceptat transportul către un spital, prezența echipajului medical și a tânărului care a sunat la 112 au început să fie agasante pentru bărbat. A vrut să vă ajute! Dacă veneam cu mașină și vă călca, cum era? Era mai bine? Mai bine făcea. Hai că vine tata, dați asta jos ca să vă putem consulta. Pantalonii și așa cu urină pe ei, ce mai contează? Da, ce mai contează? Păi nu mai contează. Am făcut și eu pe mine. Păi de ce ați făcut? Păi de ce? Haideți. Hai. Haideți să vă punem pe targă. De mine. Păi o să mă las spital dacă n-am dorit. Haideți să mergem la spital. Trebuie să mergeți la spital. Bine, te uiți la mine bine? Eu vă văd foarte bine. Cred că vă vede mai bine decât viceversa. Hai să mergem. Hai. Ce? Domnul a chemat salvarea că vă simțiți rău și vrea să vă ajute. Amețit și confuz, bărbatul a fost găsit de echipajul de la ambulanță pășind nesigur printre mașini și punându-și în pericol viața. Nu mă nene, că nu știu. Da, mă, că o moare mai. Dar ce se face? Se sună la... Sunt convins că sunt cazuri și mai grave, dar nici el nu e prea bine, părerea.
Lasă-mă, băi, pe targă, eu nu știu unde-i curățenie. Lăsați-l, nu trage. Mergem în salvare, vă consultăm, vedem ce ați făcut. Ce trebuie să-mi faci? Păi nu știu, ce aveți? Hai, Liuță, pune centura. Boala lumitică. Care e aia, boala lumitică? Boala lui bebe. Care e aia? Băutură. Aveți băutura, boala băuturii. Bine. Doar că boala lui Mitica, așa cum o numește pacientul, nu este urgență medicală, însă nici de izbeliște nu poate fi lăsat. Nu vreți la spital? Lasă omul, cum vreți dumneavoastră? Hai să se dezbrace. Lasă, vă facem o perfuzie, vă facem un tratament aici și în urmă mai vedem, plecați unde vreți dumneavoastră. Băi, treaba e că n-am căruțută. Hai, dezbrăcați-vă de geci să vă consultăm. Hai. Ce să-mi faci, mamaie? Că... Mamaie, unde mamaie? Hai să vedem ce aveți! Boala lumitică, dar noi ce să facem? Domnul Victor, știi să scrieți? Nu mă văd, nu mă văd. Ia dă un deget, îi face. Vreți la spital sau nu vreți? Nu facem. Vreți la spital sau nu vreți? Spital! Vreți? De ce? Păi nu știu de ce, că ați băut, v-ați îmbătat, ați făcut pipi pe dumneavoastră, vreți la spital? Da, e adevărat, am crezut și cred, adică am făcut... Păi ați făcut ceva, ați făcut. Nu merg la spital. Nu merg la spital, scrieți! Greu reușesc cadrele medicale să se înțeleagă cu acesta și chiar dacă timpul se scurge fără a ajunge la vreo înțelegere, medicii au nevoie de semnătura pacientului când se refuză transportul la spital. Mai greu este atunci când pacientul refuză să-și divulge identitatea și să semneze fișele. Dacă se află și în spațiul public, este nevoie de intervenția unui echipaj de poliție. Nu uite, nu ne înțelegem cu domnul ăsta. Ai 6 de ani, nu vrea aia, nu vrea aia, nu vrea aia, nu vrea aia. Alo! A chemat. Ce șase? Ce facem că nu semnează, n-are buletine, n-are acte, nu vrea să semneze. Nene, vrei să ieși la spital? Nu merg la spital, pleci. Nene, mă sună. Mă auzi? Te duci la spital? Nu vrei să te duci la spital, nu? Vrei să te duci? Pe păi, tu stați aici! Dacă vrei tu, nu dacă vreau eu! Cât de pe mine să mă iei? Nu scrie pe scrie. Ai pățit ceva? Ți-e rău? Da, am căzut cu tapă de tramvai. Care tramvai, domnule, că nu trece tramvai? Eu sunt ăla de 60, 60, bag la parte. Unde stai? Unde pot? Data naștere. Bag la parte, 60. 4-4-1966. Gata, nu-mi pune mâna pe mine. Eu am vorbit frumos cu mătare și cu înștiințarea agenților de la poliție și cu permisiunea acestora, bărbatul a putut pleca și echipajul medical să fie liber pentru un nou caz. Bine, mă, nene, hai, du-te acolo, azi, circa 6, cât am plat căluț, hai. Da? Deci nu vrei la spital? Hai! Mergem la spital, ultima încercare! Nu! Mergem? Nu, dar e bine, nu, scrie, nu, dar și nu, nene, ești ok, da? Același motiv de tulburare, însă altă poveste. Echipa medicală a plecat spre un alt caz. Bărbat în stare de ebrietate în zona Pieței Obor. Puteți să stați în fund? Da. Hai, stați în fund! N-aveți nimic? Stai nevigile din incita, așa, hai! Aduce starga. Ține-l de mână. Hai. Stați în fund, vă rog frumos să stați în fund. Nu poate, nu de ce? Am trei, ne-am chinuit să punem pe bani. Stați, vă rog frumos. Puneți picioarele drepte, hai. Puneți picioarele drepte, drepte. Așa. Și stați în fund. Uite așa. Ia îndoiți-vă puțin. Așa. Ce să? Țineți-vă. Bine, dar țineți-vă de aici. Hai. Avem domnul pentru dumneavoastră a chemat salvare, nu avem. Eu am chemat pentru dumneavoastră. Vă doare aici? Uite, aici vă doare aici? Nu. Nu vă doare? Ce să simte el la vârsta lui? Nu vă doare? Dar câți ani aveți dumneavoastră? Câți ani aveți? Nu are niciun an. 70 aveți? Gata, nu vă facem niciun rău, v-am pus pe targă.
Mutat pe targă, apoi în mașina de ambulanță, primele investigații sunt pe cale de a fi începute. Asta dacă permite și pacientul. Ați băut, ați căzut, v-ați lovit la cap. Din cauza asta, v-ați lovit la cap. Dați-mi voi. V-am lovit la cap, iesați-vă. V-ați lovit la cap, stați aici. Dacă vreți. Sunteți lovit la cap, vă rog frumos să stați. Eu sunt? Da. Nu. Uite sânge. Vă rog, domnul Virgil. Domnul Virgil. Uite aici sânge. Cum vă cheamă? Spuneți-ne tot numele dumneavoastră. Haideți să vorbim un pic. Virgil. Domnul Virgil. Mai am venit să vă ajutăm și pe urmă... Stați aici drept pe targă, veniți mai spre mine așa. Ascultați-vă, doamna doctor, vă rog. Vă luăm o tensiune, vedem ce ați pățit. Asta, vă rog să... Iertați-vă. Vă iertăm, nu sigur. Nu am nimic. V-ați lovit la cap. Am impresia că dumneavoastră... Ce? Aveți necați pe mine. Ia! Păi nu știu cine sunteți. Ia uite, ia să vă arăt eu ceva, ia. Ia uitați. Uite aveți sânge. Sânge, uitați aici. Uite sânge. Hai să măsurăm tensiunea, hai. Da. Hai, ne dezbrăcăm. Nu-i nicio problemă, vrem să vedem dacă sunteți sănătos, hai. Stai, stai, nu așa, că trebuie să consultăm. Uite, aici, ia uite că a fost de la spital, vine. Când ați fost la spital și pentru ce? Da, să vedem un pic. Puneți asta. Să vă consultăm, vă facem. Deci el a fost de curând la spital, clar. Da. Am fost astăzi. Ce-ați făcut la spital? Ați luat analizele? Nu, spitalul nu ia analize. Ce-ați făcut la spital? Ce-ați făcut la spital? Dacă ajung la... Bine, n-ajungeți, dar hai să vă verificăm dacă sunteți sănătos. Vreau să... Ce-ați căutat astăzi la spital? Ce-ați făcut astăzi la spital? Să vă iau tensiunea! Vă măsoară o tensiune, domnule. Atât, dar nu facem nimic. Măsurăm o tensiune și... Să vă dacă... Dar ce aveți, domnule? V-ați lovit la cap de câte ori să vă spun. Ați căzut la cap și trebuie să vă ajutăm. V-ați lovit la cap? V-ați lovit la cap, hai. Da. Hai, hai să măsurăm tensiunea. Dacă m-am lovit la cap... Da. Nu să vorbesc cu cineva. Hai să măsurăm tensiunea, că pierdem vremea. Hai să terminăm odată cu monitorul. Dar ce aveți cu... Cred că și la de dinainte se bătea în cap. Vă rog eu frumos, hai. Hai să măsurăm tensiunea, vă rog frumos. Hai. Ce facem aici? Că nu vă facem niciun rău. Aici va lua cineva sânge. Pentru ce va lua sânge? Ce tratament ați făcut? Pentru că pentru, nu știu. Unde? La ce spital ați fost? La ce spital? Nu știu. Sarajevo, Policlinică. La... Asta și. N-auziți, ați căzut și v-ați lovit la cap, în piață Nobor. Ați băut, mai mult, ați căzut și v-ați lovit la cap. Sunteți lovit la cap. Asta e treaba. Da. Și prietenul dumneavoastră, domnul, nu știu cum îl cheamă, a chemat salvare. Înțelegeți ce vă spun? Ai văzut să deci v-ați lovit la cap. Nu. Cum nu? Bine, stați aici. Burta vă doare? Da. Coastele vă dor? Da. Nimic nu vă doare? Da. Nimic. Nici capul nu vă doare? Nu. Luați vreun tratament acasă? Un medicament luat? Nimic. Nu sunteți bolnav de inimă, de tensiune, de diabet? Ce luați? Însă nicio altă informație nu a putut fi scoasă de la pacient. Nici ce fel de tratament, nici pentru ce anume lua medicamentele. Lovitura de la cap poate să-i aducă mari probleme de sănătate, așa că un control amănunțit este necesar. V-ați lovit la cap, v-am mai spus odată. Ia ridicați puțin capul să vă pun un pansament. Ridicați puțin capul, vă rog. Domnul. Domnul Virgil? Da. Ridic... Vă rog să ascultați un pic pe doamna doctor. Gata. Un pic lăsați în... capul la loc. Gata, aici. Stați un pic așa, vă rog. Așa. Acolo sunteți lovit. Acolo eu unde ține colegul meu sunteți lovit. Aveți un cucui.
Dați-i geaca, că văd că aveți geaca. Da, hai. Câți ani aveți? 70. 70? Da. Mai jos pe salon, mai peste... Da, nu se așa. Bun. O dure că v-ați lovit. Pansat și stabilizat în mașina de ambulanță după 10 de minute petrecute cu acest pacient, salvarea pornește spre camera de gardă, unde bărbatul va primi ajutor specializat. Plecați, în câteva momente, apel de urgență revine. Un tânăr de 22 de ani din județul Argeș a pierdut viața într-un accident rutier. Acesta s-a urcat la volanul noii sale mașini și a vrut să demonstreze celor trei prieteni cu care era cât de bine poate să conducă. Talentul său de pilot de curse s-a demonstrat a nu fi atât de grozav pe cât credea. Acesta a pierdut controlul mașinii, s-a rostogolit și a intrat direct într-un cap de pod. Șoferul a murit pe loc, iar ceilalți trei pasageri au fost răniți. 135. Da. Gândește-te, avea 135 dacă era cu a treia în 6.000. Deci dacă era numai cu a treia. Răzvan Stanciu avea 22 de ani și un viitor frumos înainte. Muncea mult și reușise să câștige niște bani cu care și-a luat o mașină puternică. Atât martorii cât și anchetatorii sunt convinși că din cauza vitezei s-a întâmplat nenorocirea. Înainte la asta avea o Dacia. Nu mergea iertare așa. Își cumpărase de mult BMW-ul? Și am auzit că două luni. Nu mai mergem așa, că nu e bine. Le-a avertizat să nu mai meargă cu viteză? L-am avertizat, i-am spus de mai multe ori și el... Aș lasă, că știu ce fac. El așa ziua mergea liniștit, mergea prudent. Seara, dacă îl trimiteai să ia ceva, mergea... Nici chiar avion. La fel a făcut și azi dimineață. Agonit nebunește și, într-o curbă din localitatea Bogați, la ora 5 și 20 de minute, a făcut accident. Pe fondul vitezei excesive, a părăsit partea carosabilă, s-a răsturnat și a intrat într-un cap de pod. S-a auzit o bubuitură puternică, exact cam de talia unei explozii. Ne-am uitat pe geam să vedem, credeam că s-a întâmplat o problemă în imobil. Din păcate a fost la poartă, o mașină a lovit... A intrat în derapaj probabil, a lovit capul podului, după care s-a dat peste cap și... A rămas suspendată. Imediat cineva a sunat la 112 și a cerut ajutor. Mai multe ambulanțe smurd au venit la locul indicat, iar medicii i-au preluat pe cei trei răniți. Doi au fost spitalizați, un pacient cu contuzie toraco-abdominală, unul cu contuzie abdominală, respectiv abdomen acut chirurgical, iar unul a fost externat, contuzie de membre superioare și inferioare. Șoferul a fost declarat decedat și a fost scos de pompieri dintre resturile mașinii. Mama lui a leșinat la aflarea veștii și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Familia pare să fi fost parcă blestemată. Săptămâna trecută, tatăl tânărului a făcut atac cerebral, iar acum el este imobilizat la pat. Tragedie într-o localitate din Botoșani. Un băiețel de 8 ani a murit, iar fratele său cu 2 ani mai mic și tatăl său au fost grav răniți după ce căruța cu care mergeau spre casă s-a răsturnat. S-ar fi speriat calul, spun martori, însă tot ei au anunțat polițiștii că bărbatul ar fi fost băut. Acum a redeschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Accidentul s-a petrecut în localitatea botoșăneană Bălușeni. Bărbatul de 41 de ani venea de la câmp cu cei doi băieței. Erau cu toții în căruță când calul s-a oprit într-un podeț. Vine de pe Imaș și-a atins în podul cealaltă acolo. Așa s-a răsturnat căruța și erau cu chii în căruță. Și dacă din
iapa s-o spărie și a venit în cap. Medicii care au fost chemați imediat în ajutor au încercat să îl resusciteze pe copilul de 8 ani, dar după aproape o oră au declarat decesul. Păcat de dânsul, eu îngera și niște copii foarte năcăjăți și ei o familie foarte năcăjătă. Foarte năcăjută, zguvașile, zvacari, plângem cu toată cât ar ninile. Deși martorii spun că de vină ar fi fost calul care s-a speriat, polițiștii sunt convinși că dacă bărbatul nu l-ar fi gonit nebunește, nimic rău nu s-ar fi întâmplat. Datorită vitezei excesive și stării de ebrietate, conform declarațiilor unor martori audiați la fața locului, căruța s-a răsturnat. Mai obișnuiesc, mai bine câte o leacă așa. Când era văzut că primea țărea alcoolicită. Bărbatul este acum internat la spital împreună cu celălalt fiu de 6 ani care era cu el în căruță. Acasă îl mai așteaptă încă 3 copii. Din cauza ploii și a carosabilului umed a fost carnagiu pe Valea Prahovei după ce 2 mașini s-au ciocnit frontal. 6 persoane au fost rănite și 6 autospeciale de intervenție au ajuns la fața locului ca să ajute victimele. Pentru una dintre persoane nu s-a mai putut face nimic, o femeie de 60 de ani rămasă încarcerată. Decesul a fost constatat după 10 de minute de resuscitare. Accidentul s-a produs la Azuga. O mașină în care erau 2 oameni și care mergea spre Brașov a derapat pe șoseaua udă și a intrat pe contrasens, unde s-a izbit de alta, în care erau 4 oameni. S-a răsucit un galul pe asfalt și a intrat doctorița. Ați avut ceva de așteptat până acum? Da. Am văzut exact tamponamentul sau cum era Luganul acolo, exact era... succesul era făcut înainte mea. V-ați dat jos să vedeți ce e cu... Mi-am dat jos, am văzut... Când am ieșit de după curbă, era impactul și doamna de la mașina care venea din spre Brașov era coborâtă din mașină întinsă pe asfalt. Am stat la 1-2. Era conștientă. Da, era conștientă până... era conștientă tot timpul. Adică vorbi și la telefon. Da. Și am stat la 1-2, am dat informații. 7 mașini ale ISU Prahova au ajuns la locul accidentului. O mașină smurt, una de descarcerare, 4 echipaje ale ambulanței și o auto specială cu apă. Alte 2 echipaje smurt ale ISU Brașov au venit pregătite să intervină în caz de nevoie. Toți cei 6 oameni au fost răniți, dar cel mai grav a fost o femeie rămasă încarcerată. Ea a murit în brațele medicilor. Ce ați găsit la fața locului? Câte victime? Una. Una decedată, 2, 3, 4 victime. Și unde vor fi transportați răniții? Una din 2 victime la Brașov, una la Ploiești și una probabil spre București. Da. Din cauza accidentului, traficul de pe Valea Prahovei a fost deviat pe la Cheia timp de câteva ore, până când polițiștii au terminat cercetările. A fost pericol de explozie la Sibiu după ce o mașină a intrat într-o țeavă de gaze. Chemați de urgență, cei de la ISU au dat o mână de ajutor localnicilor, dar și medicilor chemați prin 112, pentru că 3 persoane aflate în mașină erau în stare gravă. Pentru una dintre ele însă nu s-a mai putut face nimic. Aceasta a decedat în urma impactului. Accidentul s-a produs azi noapte pe o stradă recent reabilitată din Sibiu. Asfaltul este atât de bun încât unii șoferi gonesc nebunește. Să circulă cu viteză. Au șoferii tendința să un pic mai tare? Da. La fel a făcut și acest șofer, mecanic auto de profesie. Fusese împreună cu 2 prieteni să repare o mașină și se întorceau cu toții spre casă, în mare viteză. Gonesc ca... Apucați așa? Da. Și s-au mai întâmplat multe aici. O călcate, da. Apoi a intrat într-o țeavă de gaze pe care a rupt-o. Apoi a ricoșat într-un stâlp. O evita mașina și a intrat aici, în colivine, cu stâlpul. Am auzit o bubuitură, dar nu știu ce. Am ieșit după ce o... când a venit salvarea. Am stabilit că șoferul autoturismului marca Audi A4, care circula pe strada Măgheranului dinspre strada Paris, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de mers,
a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de susținere a rețelei electrice aflat pe trotuar. Branșamentul de gaz era rupt în momentul în care am ajuns, a trebuit să oprim alimentarea cu gaz metan a branșamentului. Între timp, medicii sosiți la locul accidentului i-au preluat pe cei doi pasageri ai autoturismului și i-au dus la spital. Șoferul era deja mort. Polițiștii urmează să stabilească dacă el era băut, mai ales că lângă el au găsit mai multe sticle de bere. Un teribil accident de circulație s-a produs în județul Vaslui din cauza unui cal lăsat nesupravegheat. Un tânăr care conducea o auto specială a vrut să evite animalul, a tras brusc de volan și a intrat pe contrasens, unde s-a lovit frontal de un taxi de marfă. În urma impactului, șoferul care circula regulamentar a murit pe loc. Acum, proprietarul calului este audiat de polițiști și va răspunde penal. Foarte rău, foarte dureros. Din partea, ferească Dumnezeu de așa. Tragedia s-a produs între Vaslui și Iași, în centrul localității Șolești, când a văzut calul, tânărul de 26 de ani, care se afla la volanul autoutilitarei, a încercat să levite, dar l-a lovit cu partea dreaptă a mașinii. A intrat apoi pe contrasens, unde s-a ciocnit de un taxi de marfă. Bum! Dorată! A zis că a ieșit calul cu pișas și a vrut să evite calul și s-au întâlnit amândouă mașini. Una de la ea și una de la tu. Lumina și dubitură, dacă nu mergeam pe asta, că nu s-a dărâmat o stată. A evitat calul și nu calce calul și s-a întâmpunat mașinii. S-au venit una și cealaltă. Șoferul nevinovat în vârstă de 60 de ani a murit pe loc. N-a avut nicio șansă, a venit salvarea imediat. Asistenta când s-a coborât din salvare și zis. Noi declarăm decesul, că nu, nici nu respiră, nici nu... Totuși stăm o oră, două, o venit trei ambulanță. Șoferul care a intrat pe contrasens a scăpat cu viață datorită faptului că mașina pe care o conducea are volan pe dreapta. El s-a lovit totuși cu capul de parbriz și a fost transportat la spital. Va fi cercetat penal pentru ucidere din culpă. Doi bărbați au murit și o femeie se află între viață și moarte după ce mașinile în care aceștia se aflau s-au izbit violent în apropiere de Costinești. Unul dintre șoferi a decedat pe loc, iar cel de-al doilea după câteva minute, în ciuda eforturilor medicilor. O manevră neregulamentară pe o ploaie torențială a făcut să se producă tragedia. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Primele cercetări arată că unul dintre șoferi care circula dinspre Mangalia către Constanța ar fi întors autoturismul pe linia dublă continuă și nu ar fi observat că, din sens opus, venea un alt automobil. În urma impactului violent, una dintre mașini a luat foc. Șoferii aflați în trafic au încercat să stingă incendiul până la sosirea pompierilor. Am trecut prin zonă, trecea torențial. Să zic, 5 minute am făcut până acolo și m-am întors înapoi și era deja accidentul. Dar ploua de nu vedeai un metru în față. Am ajutat și eu aici, luase mașinile foc, chestii de genul ăsta. Am sărit cu toții să ajutăm. Am sărit să-l ajutăm, dar n-am văzut ce s-a întâmplat. Și când ai ajuns, practic ce ai văzut? Erau lovite mașinile aici și tot, cum se vede, absolut așa cum este. Și o doamnă afară. Dani! Și Loganul luase foc? Da. La fața locului au sosit mai multe echipaje, de la ambulanță, un elicopter SMURD, pompieri, dar și mai mulți polițiști. Un decedat, o persoană gravă în ambulanță, o persoană pe la sol, se fac manevre de resuscitare de aproximativ jumătate de oră. La fața locului am găsit trei persoane, una dintre ele era încarcerată, am lucrat pentru descarcerarea dânsei. Ambii conducători auto și-au pierdut viața în impact, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital. O femeie a fost transportată la spitalul județean Constanța. La celălalt în stop cardiorespirator s-a aplicat manevre de resuscitare, dar fără succes. Zona în care s-a petrecut tragedia pare să fie una blestemată, spun localnicii. În vara anului trecut, 5 oameni au pierit într-un accident tras parcă la Indigo. Iar în aprilie, o femeie a murit și doi bărbați au fost grav răniți după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în apropiere de localitatea 23 august.
Tragedie în județul Vrancea. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce s-a urcat la volanul unei mașini și a provocat un cumplit accident. Oamenii legii spun că acesta avea mare viteză, a intrat într-un gard, apoi într-un stâlp de beton. Ceilalți patru tineri cu care se aflau au ajuns de urgență la spital. Nenorocirea s-a produs noaptea, pe raza localității Vulturul din județul Vrancea. Tânărul de 16 ani s-a urcat la volan fără să aibă permis. Inevitabilul s-a produs într-o curbă. A pierdut controlul autoturismului și a intrat violent într-un stâlp de pe marginea drumului. Eu am auzit bubuitură, dar am văzut mașina aici. Ați aflat câte victime? Una, o victimă, doi în cor. Ați văzut vreodată așa o mașină distrusă? Nu. Nici la dezmembrări, dacă o duci, nu arată în halul ăsta. Ce credeți, că e viteză sau... Cum? De ce cauză? Oare a dormit la volan, nu da, cum să-l chină treaba de... Impactul a fost atât de puternic încât din mașina condusă de tânăr a mai rămas doar un morman de fiare. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru adolescentul care se afla la volan. Nu a adaptat viteza într-o curbă la dreapta, a părăsit partea carosabilă și a lovit un gard de beton și ulterior un stâlp. Stâlpul de electricitate a fost distrus, iar sute de oameni au rămas întreaga noapte fără curent electric. A fost un accident urât, a rupt gardul, un stâlp de electrică, statul a rămas fără curent electric. Ceilalți patru tineri care se aflau în mașină au fost transportați în stare gravă la spital. Trei dintre ele se află internate în secția de terapie intensivă a spitalului, iar una în secția de chirurgie. Cercetările vor stabili cu exactitate în ce condiții s-a produs tragedia. Nu plecați, revenim după o scurtă pauză publicitară. Droguri, senzații, simțiri, dependență și apoi boală. Parcă ar fi de fiecare dată aceleași etape și de fiecare dată avem aceleași povești parcă trase la Indigo. Însă, în fiecare an numărăm mai mulți protagoniști, adică mai mulți dependenți de droguri. Și asta pentru că substanța, când pune stăpânire pe corp, greu mai poți scăpa. Apelul de urgență se dă atunci când corpul dă semnale că nu mai funcționează cum trebuie. Uneori se dă prea târziu. Vă avertizăm, urmează imagini și mărturii care vă pot afecta emoțional. Destin sumbru, viață petrecută mereu la extrem, neștiind dacă doza luată va fi ultima sau dacă supraviețuiește, zile când nici măcar nu spui astfel de întrebări. Ele sunt stăpânite nu de meditație, ci de mizerie, droguri și boli grave. Cartier Ferentari, ora prânzului. Pe același trotuar, la un pas de serinci folosite și aruncate cu nepăsare printre trecători, tot acolo era și pacienta care aștepta salvatorii. S-a dat apelul de urgență. Stare de rău, tensiune mică, cefalee. Și ce s-a întâmplat acum? A seara a fost la farmacie și mi-a luat o tensiune. Și simt așa că vorbim foc, că nu vorbim foc. Eu simt partea asta, dar nu mi s-a mai întâmplat și înainte treceam, să știți. Cute cu coca? Cocaină? Nu. Heroină? Da. Deci nu mi se întâmpla, puteam să fac de 700 de ori. Păi până să-ți cedează organismul, tu crezi că organismul e din piatră ca să reziste la atâtea droguri? Nu am nici 2 ani de zile și alții trag de 10 ani, de 15 ani și nu au nici pădurea. Fiecare cu armura lui. Nu știu să-ți fac. Eu eram... Tu de mânca nu mănânci? Care eram? Când erai gravidă, te-ai drogat? Această dependență cruntă i-a lăsat urme adânci pe corp, i-au făcut cicatrici care nu se mai vindecă. Această pacientă din imagini este mamă, cuvânt puternic, mamă. Are puțin peste 30 de ani și are acasă 3 copii. A jurat în fața medicilor ca la o spovedanie că nu a fost în stare euforică niciodată în preajma copiilor, însă tot ea recunoaște că cel cu care trăiește în concubinaj este cel care a învățat-o cum să se injecteze. De câți ani te droghezi? Nu, nici de drogat? Și înainte nu fumai iarbă? Nu, nici nu știam de așa ceva. Nici nu vrea să le văd. Nici săruri din alea de... Nimic! Și direct pe heroină? Da.
Bine că n-am apucat cu ăsta la altă, cu ierni botanice. Și cu heroină e mai bine. Credeți-mă că este... Tot droghe. Știu, dar nu e ca ăla. Discuție neregizată, nemodificată. Paciente este frică de boli, însă nu renunță la viciu, deși acesta atrage cele mai multe afecțiuni. Vă lăsăm să trageți singur concluziile. Mi-e frică cu tensiunea asta să nu pățești ceva. Nu te mai droghezi, mănâncă. În loc să dai banii pe droguri, mănâncă. Da. Să-mi dai și o tensiune, după aceea să facem și o glucemie. Deci că de la droguri poți să faci infarct foarte simplu. La fel ca în anii 90, sunt încă mulți tineri care țin punga de aurolac la gură, dar sunt mai mulți de atât care au trecut pe heroină. În fiecare zi, numărul dependenților crește și numărul apelurilor de urgență la fel. Seringile sunt folosite la comun și apoi azvârlite pe trotuar. Focar de infecții, boli transmise din greșeală, din nepăsare. Doctor mi-a dat să fac CT. Cerebral. Da, dacă tot te doare capul de atâtea ori. Da, cerebral. Și l-ai făcut? Nu l-am făcut, că am auzit că e scump. Și vreau să mă interesez cât este. Și heroina e mai ieftină? Nu, vreau să mă interesez să văd cât este, că mi-a spus că e vreo 12 milioane. Depinde de care, cu substanță de contrast, depinde. Femeia avea tensiunea extrem de mică, de acolo și starea de amețeală și durere de cap. Aseară câte ai avut tensiune? 10. Acum o ai 8 jumate. Aoleu! Doamne Iisuse, adică mi se poate întâmpla ceva? Am din picioare. Tu să vezi că n-am vene. N-ai vene. Hai, încă n-ai. Pacienta știa de ce spune asta. Au fost și alte cadre medicale care s-au chinuit să-i pună o perfuzie. Unde îți injectezi? Îmi plăgeam la sub braț. Pe care mână, dreapta sau stânga? Amândouă. Vă spun că nu e chin mare. Păi normal că e chin mare, ia uite și pe aici, pe toate. Nici frică să-mi mai... Astea sunt fibrozate, deci... Dar e mai puțin fibrozate pe partea aia? Să nu mișc mâneță. Dacă vrea să mă ajute Dumnezeu, să-mi dea. Să respiri adânc. Aolea, nu știu. Scuzați-mă. Ce scuze? Nu. Mă secă, domn doctor, aoleu. Păi se vede că apoi... Oh, Doamne Iisuse! Dar de ce mi-a fi scăzut așa tensiunea? Dacă nu mănânci și nu bei și te droghezi, ce-i vrea? Dacă nu mai ai venită, sunt fibrozate. Păi nu ai ce să intri, că nu intri în ele, intri cu... Nu mă secă, Doamne Iisuse. Aoleu. Doctor! Nu mai plângești tu acum un pic. Of! Doamne, cu pație și mila ta. Of! Da? Te înțepi de drogat, te droghezi și te plângi de înțepător? Ce doare rău? Înțepătura asta. Și aia nu doare? Când te droghezi, nu doare? Echipajul medical a stat mai bine de o oră în încercarea de a stabiliza pacienta și de a-i pune o branulă. Singura soluție a fost transportul către un spital, unde să stea mai mult timp sub observație. De curiozitatea. M-am lăsat în Germania, am plecat iar. Ai fost plecat în Germania? Da. Ai fost citat pe loc? Da.
În România sunt peste 10.000 de pacienți infectați cu HIV și mai mult de 8.000 urmează deja un tratament. 9 din 10 dependenți sunt infectați cu HIV, ca să nu mai pomenim de hepatită și boli venerice. Sunt Iulia Mărginean, vă mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Nu ratați ediția de săptămâna viitoare, avem materiale la fel de interesante. Până atunci, rămâneți în siguranță!